Îi dau cuvântul doamnei Doina Voina, care este coorganizatoare din partea Societății Pro Basarabia și Bucovina, ai căror membri mai suntem încă unii, și o invit să ne adreseze și dumneavoastră câteva cuvinte. Voi încerca să fiu foarte scurtă, dragii mei. Sunt nespus de bucuroasă că văd un număr atât de mare de tineri. Ca împăratul din poveste, un loc râde, un loc plânge. Mă bucur că sunteți aici, că sunteți într-un loc care poate fi numit un sanctuar al istoriei noastre. Dacă nu ne vom respecta istoria și cei care au făcut istoria noastră, nu vom avea nicio șansă să avem un viitor luminos. Numai păstrând tradițiile, respectându-ne eroii, oamenii de cultură care au militat și și-au pus totul la dispoziție, viața, averea, încercând să facă ceva, și mă refer acum la Maramureșul nostru. Numai așa veți afla cine sunteți, de ce sunteți și ce aveți de făcut pentru a onora calitatea de cetățean solid. Asta ar fi prima parte. Vreau să fac precizarea că, de fapt, în anul centenarului a mai fost și o altă manifestare. Noi nu avem posibilitatea de a mediatiza tot ceea ce se face. A fost la 27 martie, când am sărbătorit unirea Basarabei și a Bucovinei, prima unire care s-a făcut înaintea unirii de la 1 decembrie. Și atunci, elevii de la Dragoș Vodă s-au dovedit cum nu se poate mai ascultători. Poate familiile lor, poate educația pe care au primit-o le-au dat acea dorință de a se manifesta. Activitatea a fost foarte frumoasă, după cum se anunță până la sfârșit a fi și aceasta. Mulțumesc colegelor mele, Otilia Zângreanu, Raluca Lozbă, directorului, foști într-un fel sau altul elevi ai mei, prietenului meu Ghiță Todincă, dar în primul rând domnului Dăncuș, căruia trebuie să-i mulțumim pentru tot ceea ce se află pentru menținerea acestui sanctuar, pentru că dânsul fiind directorul liceului, cunoscând mai aproape istoria familiei Mihai, a reușit să facă în acest loc un loc de întâlnire. Nu este prima dată, de 1 decembrie, de 24 ianuarie și cu alte prilejuri ne-am întâlnit aici o mulțime de dascări. Din păcate, fostele mele colege care au vrut să vină din pricina vârstei și altor probleme, n-au mai putut să participe, deși veneau cu mare bucurie. Aici ne-am bucurat sufletul, simțindu-ne români, simțindu-ne creștini, înțelegând că numai în felul în care vom colabora, facem câte ceva. Ne-a prins centenarul atât de dezbinați și de înrăiți, încât am suferit cumplit până în ziua de astăzi, care ne-a luminat prin prezența copiilor, de ce lucrurile nu se fac așa cum trebuie. Avem nevoie de solemnitate, avem nevoie de decență. Lucrurile acestea nu se sărbătoresc numai, știu eu, cântând tot felul de muzici, pentru care, știu cum să zice, comunitățile locale din țară au bani, dar nu au bani să organizeze ceva pentru din care copiii să învețe. Credeți-mă că ați asistat la o lecție de istorie, credeți-mă că nu veți uita niciodată că ați participat la centenarul Unirii, că pe al doilea, din păcate, nu vom fi de mulți dintre noi și va trebui, este obligația morală, să spunem celor care vor veni și vor supraviețui, dacă se va ajunge, mai bine zis, vorbesc la impersonal, să apucăm și pe altă. Și nu uitați că în anul viitor va fi centenarul liceului Dragoș Vodă. Poate că până atunci liceul va avea o altă înfățișare, cum ar fi trebuit să aibă și casa Mihai, care arată cum arată, mai ales acolo unde este placa aceea de marmură cu zidurile dărâmate, nu așa ne respectăm istoria. Vă rog să fiți atenți, colegii voștri v-au pregătit și un program, așa un moment poetic, și cred că lucrul acesta o să trezească în sufletele voastre respectul, admirația pentru Sighetul nostru, cum se zice, cât din Maramureșul, nu-i oraș ca Sighetul. Așa, să dovedim aceasta. Și apoi să nu uităm, am fost șonfi. La clopote, cântări întregire, și sufletul e tot în clopota.
rău se aude un clopot de departe, de dincolo de viață, de dincolo de moarte. Îl duc pe omenoții din abusele încoace, miroase a vârte munte și a ștergar de pace. Un clopot care poartă un semn divin în sine, că știe să vorbească și știe să suspine. Un clopot ce arată și morții, dar și mirii, că-i clopotul nădejdii și al reîntregirii. Și dacă merg motoare pe artere, spre astre, divinul clopot merge pe lacrimi de ale noastre. Un relief de lacrimi s-a întocmit sub turlă și viscolele iernii pe acoperișuri urlă. Când clopotul se zbate la început de iarnă, istoria din sine pe țară o răstoarnă și, după ce clătește și o limpezește parcă, o lasă tot sub turlă în clopot să se întoarcă. Din Horia și din Cloșca și din Cădișa, din Roată, el a învățat să fie și a învățat să facă. Precum mi-a ajutat să veni să se cunoască, să-i dea tot prin Moldova și țara Lumbrescă. Arterii Carostire și Brandul Lafut Alba se deslușește țara cu clopotul din Alba. 1 decembrie, ziua mereu cea mai frumoasă, pe întregită harta și patria mireasă. Muntenia, temeiul, ca și Moldova toată, doar când s-a întors Ardealul vreau clopotul să bată. Divinul nostru clopot, divinul nostru clopot îndreptățit să spună că suntem toți la mama, acasă, împreună. Și Doamne, către putnă și către dreptate, în Alba e un clopot de lacrimi care bate, luminând utrenii și prelungind becernii, ei cântă primăvara și la cecătul iernii. Și cât de adânc se află un ochiul care plânge în fiecare dangă, să sunt în ochi și în sânge, așa de înalt, presare, în fie ce nădejde și la cum capul tot și vorbește românește. Gândește ca un geniu, tresare ca o rană, vorbește despre sine din turla suverană. Cine-i la el să mergem, ca să ne dea putere, cu el să fim de gardă când patria ne cere. Cum cântă românești, cu cerul și zăpada, un cântec fără margini, România ta. În el se află toate, de ieri, de azi, de mâine, și lupta pentru o țară, și lupta pentru pâine. Dureri și biruințe s-au regăsit în plânsul, și ce-am uitat cu vorba, noi n-am uitat cu plânsul. Sunt maicile în plânsul, și pruncii, și martirii, în clopotul nădejdii și al reîntregirii.